Ca șocant în Mehedinți, poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat de 45 de ani din comuna Șimian cu privire la faptul că nepoata sa, o tânără de 17 ani, ar fi plecat de la locuință cu doi tineri cu care ar fi întreținut raporturi sexuale fără acordul ei. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Șimian și echipa operativă care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că la data de 25 februarie, ora 23, o tânără de 17 ani a plecat de la locuința unchiului său cu un autoturism împreună cu doi tineri de 19, respectiv 20 de ani, ambii din comuna Prunișor. Ulterior, aceștia s-au deplasat pe un teren viran din comuna Șimian și au întreținut raporturi sexuale cu tânăra împotriva voinței sale. Cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca astăzi, 27 februarie, să fie prezentați unității de parchet competente cu propunerea unei alte măsuri preventive. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Anual, în România se raportează aproape 1000 de violuri. Cele mai multe rămân însă neștiute, pentru că agresorii exercită, dincolo de violul fizic, propriu-zis, un viol ulterior prelungit de natură psihică asupra victimelor. În numeroase cazuri, agresorul își repetă fapta atât sub imperiul forței, cât și al șantajului.